Școlile și liceele din Roman întâmpină greutăți atunci când vine vorba despre reamenajarea unor săli sau laboratoare. Unitățile școlare reușesc să aducă la un nivel mai ridicat facilitățile oferite elevilor din fonduri proprii sau din anumite sponsorizări. Punem la dispoziția elevilor, începând din semestrul al doilea, un laborator de chimie care a fost reabilitat și modernizat cu fonduri proprii. În fond am reușit să reamenajăm acest spațiu astfel încât elevii să aibă toate condițiile de a desfășura ore atractive într-un spațiu modernizat. Contribuția noastră este totală, în sensul că noi am asigurat fondurile necesare din veniturile extrabugetare, am realizat lucrările de văruire, lucrările de schimbare a parchetului, de recondiționare a meselor și a vitrinelor, în care ne-am hotărât să putem să le amenajăm astfel încât tot ce ține de partea de chimie să fie vizibilă ca o emblemă a unui laborator de chimie modern. De asemenea, l-am dotat cu tehnică de calcul, l-am dotat cu un videoproiector și sperăm noi că rezultatele elevilor vor fi pe măsura acestei reamenajări. Nevoile din școli și licee sunt variate, mai ales pentru că odată cu trecerea timpului cresc și pretențiile elevilor și ale părinților privind condițiile de formare. Fondurile în învățământ, fiind fonduri din bugetul de stat pentru acoperirea salariilor și pentru acoperirea examenelor, respectiv din bugetul local se asigură utilitățile și tot ceea ce reprezintă consumabilele într-o unitate. Dar trebuie să recunoaștem că nevoile în unitățile de învățământ sunt din ce în ce mai mari, pentru că și pretențiile elevilor sunt mai mari și normal noi trebuie să fim în ton cu tot ceea ce înseamnă modernitate în procesul instructiv educativ, pentru că altfel nu vom putea să ținem pasul cu cerințele părinților și bineînțeles că vom avea de pierdut. Deși se vorbește deseori despre accesarea fondurilor europene, puține sunt unitățile școlare care pot apela la echipe de specialiști care să realizeze aceste proiecte. Fondurile noastre extrabugetare nu sunt inepuizabile. Din ce obținem noi fonduri extrabugetare? Din închirierea spațiilor, atât pentru cei care doresc să desfășoare activități educaționale, cât și pentru cei care doresc să locuiască în căminul unității. Bineînțeles că aceste fonduri sunt la limită, dar prin economii și printr-un management financiar judicios am reușit să punem deoparte fonduri astfel încât să reamenajăm spațiile. Pentru că noi am considerat că este foarte important să sprijinim procesul educațional. Din păcate, sistemul educațional este insuficient finanțat. Deci, de cele mai multe ori, directorii școlilor se văd nevoiți să caute surse alternative pentru rezolvarea necesităților.